Trei pasaje subterane din cartierul Telecentru al Capitalei au fost redeschise după reabilitare. Este vorba despre trecerea subterană din preajma gării Auto de Sud, a Ministerului Apărării și șoseaua Hâncești. Acum, cele trei pietonale sunt de nerecunoscut datorită iluminatului modern, decorațiunilor, dar și a rampelor de acces pentru persoanele cu nevoi speciale. În subterane au fost instalate și camere de supraveghere video. Această trecere subterană era într-o stare dezastruoasă, astfel că oamenii evitau să treacă pe aici. Acum aceasta a căpătat o nouă viață. Pe lângă repararea tavanului, pereților, dar și instalarea camerelor de supraveghere video, aici a fost instalată și o rampă pentru persoanele cu nevoi speciale. Oamenii spun că cele trei pasaje subterane erau într-un hal fără de hal. Era dezastru mare. Mâine e bine. Curat e bine. Era întuneric. Fermat, dărmat. Era foarte mult, da. Chiar sunt cremeș, cum s-a arătat, lasă gunoi, față de cremeș și așa mai departe. Asta e exemplu cultura omului. Îmi place, nu, stăianie, bă, era într-o stare deplorabilă. Acum este mult mai bine. Parcă e altă subterană. Avem multe pasaje în oraș care trebuie reparate. În prezent, în municipiul Chișinău, sunt 12 treceri subterane renovate, iar 8 sunt în proces de reabilitare. În plus, municipalitatea încearcă să rezolve problema acumulării apei în pasajul proaspăt reparat de lângă autogara de sud. Aici se acumulează apă, iată, în zona asta. Dar, repet, e mai bine așa și cu lecțiile învățate ulterior. O să vedem unde este problema pe final. Asta e cea mai mare din asta. Trei subterane, are 66 de metri și la fel a arătat ca un liceu public anterior. Renovarea celor trei subterane a costat 4,5 milioane de euro. Finanțarea a venit din bugetul local și din contribuția agenților economici.